Hei, salut YouTube, aici Cristian. Hey, replay, share, play. Dacă nu te uiți la Cristi, înseamnă că ești gay, hey. Vrei să faci ceva, frate? Treci și pe la școală. Bagă și tu nasul pe canal să nu ai mintea goală. Un vlog micuț nu durează cine știe ce, așa că dai un like ca să ai activitate. Fă și tu lui Cristi o mică alinare. Pune mâna pe mouse și bagă o abonare. Îi mulțumesc mult lui Eric pentru intro. Sper să colaborăm pe viitor. Mulțumesc mult, frate. Ei bine, ieri la școală mă uitam la niște colegi cum aveau boala limbii nebune și așa că m-am decis să scriu ceva despre asta, despre bârfă. Și da, de ce să nu recunosc, am bârfit și eu, nu ieri cu colegii, mai demult. Simțeam că dețin informații prețioase, că dețin puterea. De ce ne place foarte mult să ne adunăm în grupuri și să vorbim de unul și de altul? Și dacă ni se pare că informațiile pe care le spunem nu sunt atât de picante și nu dau bine la public, mai băgăm și niște minciuni să fie mai digerabile. În general, bârfa este atunci când vorbești de rău o persoană care nu este în momentul ăla lângă tine. Bârfa transformă cele mai plăcute persoane în niște persoane oribile. Și tot bârfa te transformă din sărac în bogat și din bogat în sărac. Este ca un drog. Odată ce îl folosești, devii dependent și greu te mai poți lăsa. Numai că ai mare grijă. Cine azi bârfește pe cineva la urechea ta, mâine s-ar putea să te bârfească pe tine la urechea celuilalt. Și întrebarea de bază este: cum scăpăm de bârfitori? Simplu! Noi ascultăm. Noi alimentăm bârfitorii prin simplul fapt că îi ascultăm. De foarte multe ori, într-o bârfă, se poate afla și o minciună. Nu de alta, dar să fie mai palpitantă. Este simplu să arunci cu vorbe în stânga și în dreapta și mai ales să răspundești o veste sau un gând care nu l-ai verificat. Ei bine, și ceea ce sunt sigur că nu știți este că femeile și bărbații bârfesc în moduri diferite. Și s-au făcut și studii. Femeile bârfesc mai mult. Un alt studiu arată că pe bărbați bârfa îi unește, iar în cazul femeilor bârfa duce la certuri. Cea mai bună bârfă este bârfa de sine, bârfindu-te singur. Așa ajungi să te cunoști. Dacă te cunoști, nu o să mai fii dependent de nimic și o să fii mai liber. Libertatea aduce fericire. Pace!